Așa ceva mai rar, timpuri noi și partizan, pe aceeași scenă, în același timp. Asta a dat surpriză. Nu puteam scăpa ocazia de a sta de vorbă cu Artanu, fost timpul noi, actual partizan. Salut, Artane! Bună ziua! Vă salut cu drag! Primul vostru concert în această formulă a avut deja loc la Iași pe 15 noiembrie. Următorul o să aibă loc astăzi, în București, în fostul pavilion H din Herăstrău. Aș vrea să știu care a fost atmosfera de pe scena ieșeană, chimia dintre voi toți. Mă refer la Dan, la suedezul, Felix, Borțon, Andrei, Alex și, bineînțeles, tu. M-aș referi prima dată în general la atmosfera ieșeană. Pentru mulți dintre noi care călătorim prin țară, Iași ar fi cam cel mai frumos oraș, să pornim de aici. Pe urmă ar fi lume caldă, un centru cultural, eu aș zice că ar fi cam cel mai occidental centru cultural românesc. Pe urmă, mergând un pic pe jos, poate dinspre pietonală, poate dinspre, eu știu, Piața Unirii, ajungi la Underground Pub, vestitul club de live și doi, și doi, și lume multă și frumos și primire frumoasă, dar în primul și în primul rând noi am fost foarte mulțumiți, voioși, fericiți. Cât a ținut concertul? A ținut trei ore. Când sunt două repertorii, până la urmă, se Cum lungește. Cum să spun eu, cele două repertorii au fost cântate de cele două trupe, nu? Tot timpul pe scenă am în două. Am avut doar două momente separate și acelea foarte scurte și au fost foarte formale, că fiecare formație și-a cântat și maxim două piese de ale ei dar altfel toți ne cunoaștem creația, ne cunoaștem piesele. Cum a reacționat o, publicul? Toți copiii de la 80 până la today. -și. așa? Au fost unii aduși de alții, alții aduși de unii. Nu contează cum am ajuns așa de mulțumiți la Iași. Ar tenta o colaborare mai serioasă în formula asta? Mai serioasă înseamnă a nu mai numi două formații diferite, ce a numi -o în mod natural într-un singur fel. Nu e posibil așa ceva. Ce face Partizan Uf. acum? Se întâlnește cu sala de repetiții, cu creație nouă. Nu merge prea ușor să faci melodii noi nici nu mai este un deziderat prea crunt și prea dur pentru oameni in this field since 19, habar nu știu, noi suntem din 82. Și aș spune că eu, în deplin context pop arts, fac pentru mine, fraților, și combat total gândul vetust. Publicul este stăpânul nostru greșit. Bun, conchidem. Astă seară de la ora 21, în fostul pavilion H din Herăstrău, timpul noi și Partizan împreună pe scenă, într-o variantă la care nu se aștepta nimeni. Succes, Artane! Mulțumim foarte mult, Ștefan!